Scripturile ne dau relații prin văzători, prin revelații. De tot ce supraomenesc, găsim multiple afirmații din alte vremi, din alte spații, probleme mari, investigații și taine ce ne depășesc. Vorbesc prorocii cu îndrăzneală de lumea spirituală. Scripturile ne informează că-și Lucifer, în prima fază, din marea enciclopedie, se abate de la datorie. Conspiră și argumentează un stol de îngeri ce dormează, că-și tonul său avea la bază întunecata lui mândrie. Dar după legii de ierarhie, Iisus Hristos, slăvit să fie, fiindcă El contrar lucrează, smerinia o înățișează și apoi cu inimă vitează pe un drum de jertfă se înscrie și dovedește lui Satan, deci Dumnezeu e suveran. El nici de când n-a considerat de-a fi cu Tatăl deopotrivă un lucru vrednic de luat cu hafca din potrivă. Acordă Tatălui onorul și cu o profundă consacrare cobor în lume să repare tot ce stricase impostorul. Așa s-a petrat, așa pe Tera, procesul ce anunța sentința. Cu acesta miel începe Tera, să-l termielul cu hemera, tu fii atrea, cu umilința. Privesc toți îngerii din cer, la tunta bătărie, Iisus Hristos și Lucifer. Aici se ascunde cel mister, ce nu cuprinde universul, așa ce descifrează sensul de Dumnezeu, ce nu știe. Vezi, încărcată atmosfera, fiindcă cel ce a venit pe Terra, chiar dacă trece frontiera, Iisus nu schimbă maniera, de partea sa e biruința. Mântuitorul nu se lasă și bravo și înfruntă adversarul, părea că lui Satan nu-i pasă, nici el nici oastea lui aleasă, n-au prea visat ce avea să iasă și au fost bătuți la ei acasă. Și cum relevă cronicarul, când legea s-a întâlnit cu harul, s-a rugat apeasma în două și-au fusilit la ora nouă, să-și preda tot inventarul. De la Adam până la noi, cu zonerii de război, orice recurs va fi respins, căci umilința a învins. De rațiuni de indumfare, mândria pierde tot ce are. Și brusc își va rupe mersul în neagra iadului cavernă. Dar cum îi cântă astăzi versul, Iisus câștigă universul și toată gloria eternă. Lăsături delimitate, cu cea mai simplă demnitate, Hristos a cucerit-o globul. El a luptat pentru dreptate, să fie o egalitate și armonie între state, pe răza lui de activitate, este liber chiar și robul. Se căuta un om odată, să stea în mijlocul spărturii, în beneficiul creatorii, dar nu găsea cea rezultată. Asmântuirea e mult visată, prin golgota realizată și este condiționată prin normativele Scripturii. Primit cândva de-i săi cu ură, în tuiul geloziei crude, el este astăzi dreptul jude, stăpân suprem peste natură, cu hainele de sânge ude, nădat a dragostei măsură, Hristos e Domnul! Orice gură se câte celui ce se îndură de cea mai slabă creatură și orice geamăt îl aude. Suprema lui o rânduire și astăzi este în vigoare, aducând toți la mântuire prin pocăință și ascultare. Iar pentru sfântă instruire, se dă dovadă fiecare, asta profundă transformare, ce se mesi de vechea fire, să fie dat spre nimicire, să-i vă loc o înnoire, că se vadă prin trăire, cred formele interioare. Trufia încrede de sine, trebuie vechi tot ce aparține, vede să ne schimbăm din rău în bine, să le abandonăm cu silă. Să apară pe ecran la tine un trec de dragoste și milă, o altă viață mai umilă. Căci umilința se înțelege, e chiar suprima calitate, prin viza ei acum alege, precum a fost promis în lege, se naște cel mai mare rege, iar numele lui glorios e cunoscut, Iisus Hristos. Ales în unanimitate de Dumnezeu prin post secret, distins pentru eternitate, ca preot, rege și profet, nu face abuz de întâietate. Iar când ajunge în Nazaret, nu s-a încâmpat ca Nero, ci s-a smerit și s-a redus și a coborât la cota zero. De aceea noi ți-am spus, cercâria i s-a supus. Examinat în sens invers, că ziceau cu toții este gata, să fie chip și nume șters, Hristos învinge la Gabata, căci mila în frunte judecata, la toate probele din mers, iar locul întâi pe univers.
E plus satan și-a mulțim luată, în voi pocilor de armată, venim în rai de frumuseți, în orice clipa neuitată, jurând cu mâna ridicată, vă rog pe sulul cărții, iată, apocriptice beceți. Prin biruința câștigată, puterea i-a fost toată dată, biserica-i răspumbarată, prin jertfirea sale sfinte vieți. Și toate acestea au la bază Evlavia, care dorează, dar cei ce sunt cu ea pe fază, din sinul beneficiază de harul ce alimentează pe cei cu cernici și plăcuți. Dar trebuie ca mai întâi să te vezi bine în ochii tăi. Smerenie e un punct vital ce joacă un rol esențial. Nu doar aici în Spania, ci pe toată geografia. Pe plan internațional e punctul cel mai principal prin care s-a vestit Mesia. Să ne putem remedia cu toții să aderăm la ea. Dar logica cele dovezi în urmele de conduită, de aceea trebuie să vezi când personal te controlezi, de ținuta cuvenită, în atitudine hai de păr, dismerit, într-adevăr. Iisus a cucerit imperii, a adunat la bază umilința, care a năpustit fierii și a ajuns om al durerii, obișnuit cu suferința. Privea la fața lui senină, un benedrept învinuit, nu avea nici pic de vină și a vorbit la să se întrevină, dar strigătele au perit. Atât de posomorâtă îi vede fața sa profetul, căci o ființă așa strivită, sub calomnia depășită, n-a fost pe lume întâlnită și e clar i-a fost făcut portretul. Bătut amarnic, scuipat în față, de tot părtașii nedreptății, cu glas duios acum ne învață, ieșiți din negură și ceață, să aveți cu toți drept la viață, în marea zi a judecății. Înainte de a urca calvarul, Iisus a pregătit o cină, o conversație divină. Dar pâinea frântă și paharul cu vin simbolizau amarul. Durerea morții și coșmarul, ce asupra lui aveau să vină, echivalent cu a noastră vină. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru ispășire, văzând întreaga omenire, din nou își va întoarce fața spre noi ca astul dimineața și va vedea spre înviorare o moștenire mare, mare, o gloată mare de urmași, o blând cu drag pe sfinții pași. Pe toată lumea și-o va strânge, să fie proslăvit odată, dar noi să nu încetăm a plânge durerea morții care îl frânge, căci a plătit cu preț de sânge. Purtarea noastră vinovată. De aceea merite să-i cânte întregul neam de pe planetă, veniți cu inimele frânte, căci viața nu-i în servietă, nici la savan ține propetă, s-o spune ce o să descânte, Hristos e sursa ei secretă. Dar după cum am evocat, în cursul tristului sabat, Iisus în criptă se odihnește. Ei l-au zdrobit, l-au torturat, l-au omorât, l-au îngropat, dar după ziua de sabat, Hristos din morți a înviat. Un trup măreț glorificat, e viu în vești, de vești trăiește, dar Dumnezeu ne-a înălțat nespus de mult și noi vom fi cu El și când va veni Emanuel, vom moșteni împărăția dacă vom rămâne fideli. Amin.